seara și bine v-am găsit la rubrica de sport. Bărbații pasionați de fotbal sunt nemulțumiți de modul cum se termină majoritatea partidelor de sex. Ei au cerut înființarea unei federații române de sex ca să se știe clar cine câștigă partidele de sex. Un arbitru va urmări îndeaproape partida de sex, notând punctele pe o foaie de arbitraj. Partida de sex nu se termină până când arbitrul nu dă fluierul de final. Abia apoi, jucătorii se pot retrage liniștiți la dușuri. Arbitrii vor putea aplica sancțiuni celor care trag de timp sau dacă este folosit un partener fără drept de joc. De asemenea, pentru un comentariu vulgar în timpul partidei, riști să fie eliminat chiar când ți-e lumea mai dragă. Bărbații speră că introducerea arbitrajului în sex va elimina aranjamentele, mai ales din partidele de sex foarte disputate, cum sunt derbiurile dintre soț și soție. Dacă niciunul nu reușește să marcheze clar și decisiv, partida de sex se câștigă sau se pierde la masa verde. Dacă ai întârziat acasă fără motiv, conform regulamentului, pierzi partida de sex prin neprezentare. În caz de accidentare în timpul unei partide de sex, jucătorul poate să ceară schimbarea. Asta însă doar dacă are pregătită o rezervă în camera alăturată. Dacă arbitrul hotărăște că a fost simulare, ești suspendat pentru o etapă și pleci o lună în cantonament de unul singur. Dacă recidivezi cu simulările, atunci federația poate să-ți retragă definitiv dreptul de joc și vei fi eliminat complet din lumea sexului. Rubrica de sport se încheie aici, dar ne reîntâlnim mâine de la aceeași oră. La revedere! De pe internet, direct pe micul ecran, în fiecare sâmbătă și duminică la Prima TV de la ora 2.